Mă bucur foarte mult că împreună cu soția mea avem bucuria și harul să vizităm astăzi mormântul lui Johann Gerhard Onken. Scări, niciodată primarul nu s-a coborât jos la ei pe scări, el s-a urcat sus tocmai ca să le arate că ei sunt egali, liberi și nu se supune nimănui. Inclusiv zice când regina Elizabeta II a vizitat orașul, ea de asemenea s-a ridicat pe scări până sus. Câte jocuri aveai pe telefon instalat? 60, cred. Și cât timp petreceai cu jocurile? Acum mult timp, prima, toată ziua nu mai aveam timp de familie, nu mai aveam timp de școală, doar pe jocuri toată ziua pe laptop. Cei care ascultați, care mă vedeți și care ascultați acest mesaj, nașterea din nou este unică, cei care o experimentează știu despre ce vorbesc. Îți dă pace sufletească, te naști din nou, ești o ființă nouă, o făptură nouă. Nu mai ești tu cea care ați fost înainte. Ești o făptură nouă în Hristos, umbli în lumină, ai pace sufletească, sufletul vindecat și mântuirea. Am ajuns în Hamburg, ne bucurăm foarte mult să fim aici. Cu surorile noastre, aici este sora Anina, sora Maria și a venit și sora Mariana și a trebuit să aștepte câte? 4 ore a trebuit să aștepte la aeroport până când noi am venit. Iată acum suntem în tren, ne îndreptăm spre casa surorilor noastre și în avion am aflat de la domnul care a stat alături de noi despre Hamburg. Și ne-a spus că în Hamburg locuiesc 1.700.000 de locuitori. Da? Dumnealui a zis că este catolic, dar nu știe nimic despre Biblie, nu crede în Dumnezeu. Și încă mi-a mai spus că ultima dată a fost la biserică cu 15 ani în urmă. Dar a fost foarte atent la tot ce i-am spus din Evanghelie. I-am spus despre Domnul Iisus, despre nașterea din nou, a ascultat foarte atent, până când cel care stă în fața noastră s-a arătat deranjat de ceea ce vorbeam. Că vorbeam prea tare, da, bun, s-a arătat, dar arătat deranjat frumos. S-a întors și mi-a întins mâna să facem cunoștință și am înțeles că ceva nu-i bine. Dar mă bucur, sper că a aflat și el și Domnul să le dea mântuire și la unul și la altul. Asta mi-a zis, Ian îl cheamă și mi-a zis că nemții nu cred în Dumnezeu, că viața e foarte bine, de ce ar avea nevoie de Dumnezeu? Și atunci le-am zis, păi bine, ai bună viața aici, dar când pleci de aici, dacă nu crezi în Domnul nostru Iisus Hristos și dacă nu-L ai pe El și dacă nu ești născut din nou, mergi la pierzare. Nu poți avea nicio garanție în viața bună de aici. Să ne rugăm să-i dea Dumnezeu mântuire și să-i dea Dumnezeu interes pentru Sfintele Scripturi. Mi-a spus că nu a citit Biblia doar foarte puțin la școală și la școală nici măcar nu a luat lecții de religie, a luat lecții de etică. Nu, etică, ceva așa, morală, etică. Băiatul meu a fost el la da. Morală, etică, ceva așa mi-a zis că se numește. Ce mi-a mai spus? Că aici aveți o comunitate mare de chinezi, da? Chinezi sunt mulți și mi-a spus sunt mulți musulmani, turci sunt mulți, da? Turci sunt mulți și cam atât am aflat. Iată cum este dimineața tare și este Alina aici, el studiază efesieni, tare mă bucurat să văd cartea lui, ce frumos este lucrat manual, ce bine studiază. Bravo, Alina, tare mă bucur pentru tine. La ce oră te scoli fiecare dimineață să studiezi? Cam pe la 5. La 5. Zilnic. Fiecare zi la ora 5 te scoli, studiezi și după aia mergi la școală. Da. De ce sunt astea? Astea sunt rozarii. Noi la catolici avem asemenea rozarii care noi trebuie să începem. Deci încep de la cruce, care este crezul. Sper să nu greșesc. Și apoi începe cu Tatăl nostru și fiecare bobiță de aici este Bucură-te Marie. Și practic trebuie să
te rogi, dacă vrei, să faci rozariu, un rozariu. Între toate bobițele astea să-ți spui Bucură-te Marie de 10 ori, Tatăl nostru odată, Crezul încă odată, până când termine așa, toate în șir, termin toate bobițele. Și este Bucură-te Marie, care noi, deci Iisus, Domnul Iisus este mijlocitorul nostru, nu nici Sfânta Fecioară Maria și nici altcineva, nici îngerii, nici... Dar nici... mai înainte ați făcut rozariile astea, le-ați folosit? Am folosit, da, și ne-am rugat. Câți ani ați folosit rozariile? Nu, foarte puțin, nu ani. Pentru o perioadă până când am înțeles adevărul. Până acum, când... Alin, mă întrebai dimineață ce înseamnă să nu bolborosiți, când Domnul Iisus Hristos a spus să nu bolborosiți când vă rugați. Și aici bolborosiți în aceleași bolbori. Exact. Uite, cu rozaliile astea, exact așa, adică un instrument creat pentru asta, felul de rugăciuni. Arată cam așa rozariu, dar eu văd pe cruce un chip cioplit și noi știm foarte bine că porunca lui Dumnezeu este rozali, să nu... Rozali? Așa te cheamă? Rozali, da. Rozali. Să ne închinăm la chip cioplit. Rozali, ok. Deci întrebarea voastră este ce faceți acum mai departe cu ele, cu toate rozalele astea care le aveți aici. Da? Păi nu va fi nimic greșit dacă le veți arunca astea, că nu contează ele așa mult. Dar puteți poate tocmai să le folosiți ca și o imagine în mărturia voastră. Puteți să arăți, uite, în mărturia mea am folosit astea și am înțeles că nu are sens și tocmai pornind de la ele să spuneți cum l-ați cunoscut pe Domnul Iisus Hristos și ce înseamnă Domnul Iisus Hristos acum în viața voastră. Puteți folosi ca un punct de pornire sau, de exemplu, l-aveți în casă și când se vorbiți la cineva, uite, așa a fost și am înțeles lucrurile astea, n-au fost drept, dar nu știu, cum credeți? Da, poate dacă credeți că nu-i bine, le aruncați. Parte, nu. Cât privește de pe crucifix, nu putem zice că e un chip cioplit, atunci spune acolo să nu te închini. Nu te închini, dar un crucifix nu este o problemă să ai un crucifix în casă sau cei care au crucifix. Atunci când te închini la el, când faci dintr-o imagine, faci obiectul închinării, aia este greșit, dar nu este greșit dacă l-ai. Și asta e o carte cu rugăciuni către Maria, da? Mm-hmm. Către Maria, toate rugăciunile este semnate. Nu toate, dar majoritatea. Majoritatea sunt îndreptate către Maria. Și celelalte cărți? Aici este despre purgatoriu. Deci o învățătură care e total sunt străină Bibliei. Rugăciuni către... Anton de Padova. Și în cartea asta sunt foarte multe rugăciuni care, practic, sunt cuvinte foarte, nu știu dacă sunt foarte recomandabile. Și totuși e o carte din biserică. Deci numai Biblia nu aveți, da? Avem și Biblia, avem și Biblia, aceea catolică. Este și Biblia, da? La răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a fost botezat. El i-a zis, înțelegi tu ce citești? Faminul a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Botezul a cerut să fie... Da, Filip întâi i-a prezentat Evanghelia. Nu? I-a prezentat, el o crezut și a spus noi. Da, a suprimit așa că atât evrei, cât și neamul la piept, cuvântul lui Dumnezeu așa, prin la piept. Frumos, frumos. Da. Și? Alin? Mulțumesc. Și mi-aduc aminte că am primit abecedarul la școală, eram așa de emoționată și tremuram cam și o carte și așa mi-a plăcut mie tot timpul să merg la școală, mie mi-a plăcut mult școala și acum eu mă bucur mult mai mult că am și o Biblie și mi-am dorit-o tare mult. Noi am stat la rugăciune, tare, să cercetez și cărți avem noi de studiu biblic. Cât facem o pauză, m-am bucurat tare să aflu de la Alin despre cărțile pe care le-a studiat și vreau să-mi povestească puțin. Alin, arată-mi, te rog, care sunt cărțile pe care le-ai studiat tu până acum? Cât ai tu de când ai crezut în Domnul Iisus? Din cam aprilie. Din aprilie? Da. Din aprilie, noi suntem în septembrie. Aprilie, septembrie, 4, 9, 5 luni, da? Așa. Și... Hai, mi-arăți cărțile care le-ai studiat? Am studiat, Doamne, învață-mă să fiu biruitor în lupta spirituală. Și cartea aceasta m-a ajutat foarte mult pentru că eram într-o luptă foarte mare spirituală,
când cel rău tot încerca să mă ducă necredință. Dar cred că aceasta m-a ajutat foarte mult, pentru că învățăm foarte mult tacticile celui rău și cum le folosește. Și m-a ajutat foarte mult să înțeleg că sunt într-o luptă spirituală a copilului a lui Dumnezeu. Și asta am dat-o. Doamne, am nevoie de răspunsuri, da? Mm-hmm. Și am primit multe răspunsuri la întrebările mele. Și după ce am studiat aceasta, e studiu inductiv după Evanghelia lui Ioan. Și e foarte bun studiul acesta, învățăm multe. Toată Evanghelia după Ioan ai studiat, da? Da. Și am mai învățat asta, care e foarte bună, arată credința adevărată. Un copil al lui Dumnezeu trebuie să aibă dragoste pentru toți, pentru că el știe cât de mult l-a iubit Dumnezeu pe când el încă era un păcătos. Și l-a iubit așa de mult încât l-a dat pe singurul său fiu, care este Dumnezeu din Dumnezeu, pe Iisus Hristos, să moară pentru noi pe cruce. Dar mi-ai zis că ai mai studiat încă pe telefon. Ce cărți ai făcut pe telefon? Pe telefon am studiat, Doamne, învață-mă să studiez Biblia în 27 zile. Și ai completat pe telefon PDF? Da, da. Extraordinar. Și încă care? Acum mai am una pe telefon care e Eliberarea de frică și de asemenea m-a ajutat foarte mult. E un studiu de 40 de minute, cred. Da, da. Asta. Și m-a ajutat foarte mult și m-a eliberat de frică. Acum zic Evanghelia cu îndrăzneală și... Deci aveai frică să predici Evanghelia. Da, la școală, da. Da. Dar acum am scăpat de asta. Vorbește. Da. Și zic, din tot fac un prilej să zic despre Domnul Iisus. Ce frumos. Și ce cărți ți-ai luat acum ca să le studiezi? Acum am... Toate astea le-ai luat ca să le studiezi, da? Aceasta mi-a dat-o domnul pastor. Acum, da, aici este Oinchen, uite aici, tu ești orașul unde a apărut prima biserică baptistă și asta este Oinchen. Mm-hmm. Oinchen, mâine mergem să vedem mormântul lui. Da. Dar vei cunoaște istoria, vei învăța multe lucruri interesante din istorie. Mm-hmm. Da? Și aceasta este, Doamne, vreau să te cunosc. Și cartea asta de foarte mult timp o vreau, pentru că eu am auzit mărturia pastorului Vasile Filat și am... Am auzit cum dumneavoastră ați studiat-o... Asta e prima carte, da, care am studiat-o eu. Cum ați studiat-o în două zile. În două zile. Da. Două zile și două nopți mi-a luat să studiez. Și de 40 de zile. 42 de zile. Am studiat eu două zile și două nopți. Și de asta am vrut-o de foarte mult timp. Și acum am reușit, Dumnezeu m-a ajutat să o cumpăr. Asta e de despre post. Încă n-am studiat-o. Dar o voi studia. Da. Și aceasta, Doamne, unde ești când se întâmplă lucrurile grele? Lucrurile. Și e foarte interesant că mulți cred, dar de unde e Dumnezeu când afară se întâmplă toate lucrurile astea? Da, da. Dar Dumnezeu e mereu, e în control asupra tuturor lucrurilor. Dumnezeu e suveran și El știe ce face. Și aceasta am primit-o astăzi de la domnul pastor. Sfaturi de Biblie pentru adolescenți. Mm-hmm. Vei găsi aici multe, uite, întrebări care mi-ai zis tu despre de școală, de aici vei găsi multe situații care sunt de la școală. Mm-hmm. Și cum își poate controla un bărbat gândurile, dorințele și pasiunile? Foarte bună carte, încă n-am studiat-o, dar am cumpărat-o. Urmează, da? Mm-hmm. Și Evrei am primit-o astăzi de la dumneavoastră. Cu partea întâi. Exact. Mai avem două lecții și apoi trecem în partea a doua. Mm-hmm. Și aici am darurile spirituale, o carte foarte groasă. Și aici avem Ares. Asta-i Ares. Da. Scumpă. Și aici darurile spirituale și aici... Efesenii o studiez acum, da? Da, și acum studiez Efesenii. Alina este prima care a crezut în această familie și iată, Alina, spune-ne cum te-ai născut din nou. Am ajuns într-o perioadă când am fost distrusă, dar și situația în familia noastră și în copilărie și mai târziu a fost o situație foarte grea, deoarece familia mea face parte din acele familii unde este violență, unde și am crescut în așa fel.
și m-a marcat foarte mult. Am fost tristă, am suferit, dar sincer îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru orice mi-a dat, mustrare, suferință, pentru orice, pentru orice, pentru bucurii, pentru, pentru orice. Oricum, da, cred că de mică am avut un gol în suflet și probabil acest gol m-a făcut să, o goliciune în suflet, eu mă simțeam foarte singură și din această cauză, din acest motiv am căutat, am luat decizii pripite care m-au dus în păcat. Un păcat mic a dus la alt păcat mai mare, la altele mai două, trei și așa mai departe. Până când o să sar peste o parte de poveste, ca să o scurtez, și oricum goliciunea asta din sufletul meu se mărea. Nu aveam, nu mă puteam bucura, mă bucuram superficial, dar în același timp sufeream, nu știam care e problema, nu știam unde să găsesc răspunsuri, până când l-am găsit pe Dumnezeu. Și în momentul acela viața mea s-a schimbat, am primit o pace în suflet și știu că prin Domnul Iisus Hristos, mi-a vindecat sufletul, El vindecă suflete. Și eu știu că sunt vindecată și sunt mântuită, știu că m-am născut din nou și am experimentat nașterea din nou și vreau pe voi să vă îndemn, cei care ascultați, care mă vedeți și care ascultați acest, acest mesaj, nașterea din nou este unică, cei care o experimentează știu despre ce vorbesc. Îți dă pace sufletească, te naști din nou, ești o ființă nouă, o făptură nouă. Nu mai ești tu cea care ați fost înainte. Ești o făptură nouă în Hristos, umbli în lumină, ai pace sufletească, sufletul vindecat și mântuirea. Și nu-mi găsesc cuvintele, dar nu pot decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu, Tatăl meu care este în ceruri, pentru această mare binecuvântare, căci nu numai eu, dar și fiii mei și o soră de-a mea au găsit mântuirea. Și da, nu pot să spun altceva decât mulțumesc, Doamne, și ajută-mă pe mine și familia mea să umblăm în lumină și să păzim poruncile tale. Dar cum ai aflat Evanghelia, Alina? Evanghelia. Am căutat răspunsuri. Pentru, așa cum am spus, sufletul meu era distrus, era acoperit de păcate, să spunem într-un fel. Și am căutat răspunsuri. Nici nu știu la ce întrebări. Nu mai știu întrebările. Și în acest mod l-am găsit pe Dumnezeu. Și încet am început să descoper, l-am descoperit pe domnul pastor Vasile Filat. Cred că Dumnezeu m-a îndemnat spre el. Și l-am găsit pe dânsul și am început să urmăresc videourile lui care le are, dumnealui care le are pe internet, pe YouTube. Încet am început să înțeleg, am început să citesc Biblia, dar nu este de ajuns să o citești. Am început cursuri online, studiul biblic online și acest lucru mi-a deschis ochii, mi-a despietrit inima. Și mi-a deschis ochii și am înțeles care este adevărul. Și am înțeles că prin Domnul Iisus Hristos suntem mântuiți și ni se iartă păcatele. El a plătit, Domnul Iisus Hristos a plătit pentru păcatele noastre și este doar omul care se naște din nou poate obține mântuirea. Dar înainte ca eu să înțeleg, eu am fost într-o suferință mare, treceam printr-o suferință foarte mare, sufletul meu era distrus. Înainte să înțeleg, de fapt, ce mi se întâmplase mie, deci deja mi se întâmplase, deja eu m-am pocăit,
am ajuns la pocăință și după aceea nu știam ce mi se întâmplă, pentru că nu știam de nașterea din nou. Și căutând răspunsuri să văd ce e cu suferința asta, cu frământarea asta, cu cercetarea asta care mi-o fac eu mie, de unde vine, ce înseamnă, ce se întâmplă cu mine. Și așa am aflat despre nașterea din nou, despre Domnul Iisus, de ce s-a întrupat, despre planul măreț al lui Dumnezeu. Și da, vreau să-i mulțumesc Domnului Dumnezeului meu, Tatăl meu care sincer, vreau să-i mulțumesc Domnului Iisus și vreau să-i mulțumesc și Domnului Vasile Pastor, Domnului Pastor Vasile Filat pentru toate aceste videouri care le-a postat. M-a ajutat foarte mult să aflu, să studiez Biblia și să aflu mesajul Evangheliei, despre Evanghelie. Foarte frumos. Câte cursuri ai studiat până acum? Cred că am început, acum am 7 cursuri și din Vechiul Testament, unul și din Noul, nu, două, da? Și celelalte 5-6 sunt din Noul Testament. Dar când ai început să studiezi? Când am început să studiez? Tot atunci, în aprilie? Da, cam aprilie. În aprilie? Cam aprilie, cam toată, da. Familia? Toată familia în, în același timp. Și în același timp v-ați născut din nou, cam la interval scurt de timp, unul după altul, da? Nu știu exact când m-am născut din nou. Data precisă nu știu, dar știu că m-am născut din nou și știu ce simt și știu că sufletul mi-e vindecat. Doar Domnul Iisus poate frumos vindeca sufletul. Alina, crezi tu că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Dumnezeu din Dumnezeu. Dumnezeu din Dumnezeu. Și singurul Mântuitor al lumii. Da. Și ești gata să-L urmezi pe Domnul Iisus, da, până la sfârșitul vieții tale. Da. Și dacă vine o prigoană din pricina credinței, ești gata să mor pentru el. Da, o să mor pentru el. Mi-a salvat sufletul. Mă bucur tare mult, Alina, să aud cuvintele acestea și în mărturia, în baza mărturiei Cuvântului lui Dumnezeu și a mărturiei tale. Eu te botez astăzi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și apoi următoarea, cine a primit Evanghelia? Maria? Cred că a fost Alin întâi și apoi Maria. Alin? Cred că a fost Alin. Spune-ne tu, Alin, cum a avut loc nașterea ta din nou? Eu m-am născut într-o familie de creștini catolici, care nu știu de Dumnezeu, dar se numeau creștini. Și din România am mers în Italia, după aia din Italia în Germania și eu am trăit o viață în păcat, așa cum scrie în Biblie, că am fost rob al păcatului. Da, ce anume, când zici rob al păcatului, ce se întâmpla? Eram robit de multe păcate, de tehnologia asta, de jocuri, videojocuri. Câte jocuri aveai pe telefon instalate? Vreo 60, cred. Și cât timp petreceai cu jocurile? Acum mult timp, toată ziua nu mai aveam timp de familie, nu mai aveam timp de școală, doar pe jocuri toată ziua, pe laptop, și asta era concentrația mea complet. Când ai început să joci? Mulți ani prima. De la... De când ai primit telefon, mi-ai zis, da? Da, de la 12 ani. Păi, 12 ani, de la 12 ani. Deci cam vreo 4-5 ani ai jucat. Și cât timp stăteai la jocurile astea? Cât timp? Pe zi? Ziua, noaptea? Păi, ziua, toată ziua, noaptea, cam toată noaptea. Mergeam și la școală, dar... Temele nu le făceam, le dădeam la o parte, nu ascultam de părinți și de filmele astea cu, acum, care sunt CGI, care atrag oamenii la ele, dar care sunt doar minciuni și nu bune. Ei eram interesat în ele și mă uitam toată noaptea la ele și... Da, erau interesante că vedeam acolo lucruri care... Îmi gădurau urechile, așa cum scrie în Biblie, cred. Când mama mea a început să-L caute pe Dumnezeu, ea a intrat în multe erezii,
și mi l-a trimis și mie. Dar eu, pentru că eram așa de concentrat cu filmele mele și jocurile mele, eu am zis ce s-a leal și am dat și pe leal la o parte. Și am continuat cu să mă uit la filme, dar când mi-a trimis mama mea un video de la pastor, aceasta mi-a arătat că păcătuiesc, că am păcătuit. Și, dar tot nu m-a interesat prea mult, dar după aceea tot am continuat să mă uit când vreau eu la video și să continui să mă uit la filme, să mă joc. Dar încet m-am uitat la și mai multe și mai multe videouri, până când am aflat că eu mă uitam doar la videourile acelea și nu mă mai uitam la niciun film, la niciun, și nu mă mai jucam și alte păcate nu le mai făceam. Am fost eliberat și de păcatul îmbuibării, care eram prima prins, și încet... Ruptă cu gândurile, ziceai, da? Și eu tot mă uitam la videourile acestea și când vedeam că ceva nu-i bun în viața mea, eu fără să-mi dau seama, eu schimbam aceasta. Fără să-mi dau seama, eu nu mai făceam lucrurile acelea. Și eu nu știu când a fost nașterea mea a doua, dar după un pic de timp mie mi-a venit un gând în minte. Primul gând mi-a venit în minte că cred că Dumnezeu nu există. Și aceasta m-a speriat așa de tare, încât am intrat într-o luptă spirituală foarte grea și eu nici nu mi-am dat seama prima, cred că eram într-o luptă spirituală, dar încet am învățat și am început să studiez, și pentru că mi-era așa de frică că o să cad de la credință, eu am început să studiez o carte care era pentru 13 săptămâni, care se cheamă Doamne, învață-mă să fiu biruitor în lupta spirituală, și am studiat-o în vreo 2 săptămâni, cred. Cam așa. Și de atunci am stat treaz toată noaptea, dar aproape toată noaptea, și am studiat, m-am uitat la pastor și Dumnezeu m-a ajutat să trec prin lupta aceasta spirituală și să fiu biruitor, pentru că cu ajutorul lui am căutat să fiu biruitor și nu m-am lăsat de credință, și Dumnezeu m-a ajutat. Și acum mă trezesc dimineața la 5, de multe ori mă trezesc la 5 și studiez și încă lucrez la aceasta și studiez. Vreau să cercetez Biblia, vreau să cercetez cuvântul lui Dumnezeu. Eu știu că Iisus este Dumnezeu și Iisus este Fiul lui Dumnezeu și că Biblia este dreptarul învățăturilor sănătoase, Biblia este adevărul, și eu am studiat foarte multe cursuri până acum, de când m-am născut a doua oară, și am intrat în alte lupte spirituale, dar cu ajutorul Domnului am fost biruitor prin toate, pentru că Iisus a venit în ajutorul meu și m-a ajutat în toate. Și m-a ajutat să fiu biruitor în el. Crezi tu în Domnul nostru Iisus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Și crezi că păcatele tale au fost iertate? Da. Și ești gata să-ți dedici viața lui de plin și să-ți slujești până la sfârșitul vieții tale? Da. Tare mă bucur să o cred. Alin, în temeiul cuvintelor tale, a mărturiei tale, a hotărârii tale și a mărturiei cuvântului lui Dumnezeu, eu te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Maria? Da. Cum ai crezut în Domnul Iisus Hristos? La mine a început totul prin sora mea, Alina. Ea mi-a prezentat pentru prima dată adevărata Evanghelie, așa cum este în Biblie. Pentru că de fapt eu sunt născută, am fost născută și am crescut într-o familie de creștini catolici, dar creștini catolici numai cu numele creștini. Și chiar dacă mergeam aproape în fiecare duminică la Sfânta Liturghie, acolo în Săbuani, cu toate astea tot niciodată nu am auzit de nașterea a doua, nu am auzit despre mântuire, nu am auzit despre pocăință.
Și pentru mine toate lucrurile astea până acum au fost, până cu câteva luni în urmă, au fost total necunoscute. Eram în necunoștință, habar nu aveam despre lucrurile care sunt esențiale pentru mântuirea sufletului. Și prin sora mea, Alina, ea mi-a prezentat, ea a fost prima care Domnul i-a arătat această cale a adevărului și eu am ascultat și am început să mă uit la videourile domnului pastor Vasile Filat, care este un om minunat și care face o lucrare minunată în viața oamenilor, care lucrează foarte minunat pentru noi, pentru mântuirea sufletelor noastre. Și încet, încet am început să studiez Biblia, să o citești, să studiez Biblia și am început să realizez, pentru că este adevărat, am început să realizez faptul că ce spun oamenii acestea, este de fapt adevărul, ce spun, adevărul este în Biblie. Pentru că până acum câteva luni eu de fapt niciodată nu am citit Biblia. Și de fiecare dată credeam ce spune stânga sau dreapta, mergeam după tradiții, cum fac mulți în ziua de astăzi, dar niciodată nu iau singur să cerceteze Sfintele Scripturi, care este de fapt, asta trebuie să facem noi de fapt, să nu trebuie să ne aplicăm urechea la ce spune cel din stânga sau cel din dreapta, trebuie să cercetăm singur, pur și simplu să luăm Biblia în mână și să cercetăm, să nu credem tot ce auzim, pentru că sunt erezii la tot pasul. Și am auzit Evanghelia, am crezut în ea, am crezut în tot ce scrie în Biblie. Și după am înțeles că trebuie să mă pocăiesc de păcatele mele, pentru că și eu am trăit în păcat, pentru că firea asta pământească este o fire păcătoasă. Și am avut și eu multe păcate și am trăit în păcat. Și dar am realizat că trebuie să te pocăiești de păcatele trecute. Trebuie să te pocăiești de păcatele trecute și, cel mai important, trebuie să faci din toată inima. Trebuie să-ți dorești asta din toată inima. Și atunci l-am cerut pe Duhul Sfânt de la Tatăl Ceresc. L-am cerut pe Duhul Sfânt și mi-am dorit foarte tare, pentru că am realizat că acesta este adevărul. Adevărul este nașterea din nou. Fără nașterea din nou, nu te poți duce în împărăția cerurilor. Aceasta este esențialul. Și de fiecare dată postez și tot postez pe pagina mea de Facebook că postez foarte multe videouri de ale domnului pastor Filat. Postez foarte multe videouri pe această temă esențială, nașterea din nou. Fără nașterea din nou, nu puteți merge în împărăția cerurilor. Este foarte important. Și am realizat că la noi, de fapt, la catolici, catolicii botează pruncii. Dar noi am realizat că în Biblie scrie destul de clar: credeți și botezați-vă. Normal, un prunc nu poate crede, nu își poate mărturisi credința față de Dumnezeu. Nu poate mărturisi că vrea să devină un adevărat ucenic al lui Dumnezeu. Și normal că noi am realizat că trebuie să ne botezăm. De fapt, acesta este botezul. Botezul este atunci când omul aude, crede, se pocăiește și vrea din toată inima să devină un ucenic al Domnului Iisus. Atunci se poate boteza și atunci este botezul valabil. Botezul fără credință și fără mărturisire nu este valabil. Și noi acum ne botezăm, urmează botezul, ne botezăm și asta este cea mai mare realizare din viața mea, pot spune, pentru că l-am găsit pe Domnul Iisus, l-am găsit pe Dumnezeu, am învățat în sfârșit știu care este scopul vieții mele, prioritatea vieții mele este Dumnezeu, vreau să-L urmez pe Domnul Iisus în tot, în toate și am realizat că fără Biblie, Biblia pentru mulți este pur și simplu o carte, dar nu este numai o carte, este cuvântul Domnului. Dacă luați și citiți Biblia, veți vedea veți cunoaște temperamentul, comportamentul, veți cunoaște pe Dumnezeu. Și veți cunoaște pe Dumnezeu și veți ști că Dumnezeu este Tatăl, este Dumnezeu cum
Dumnezeu este minunat. Nu am cuvinte să explic cum este Dumnezeu și cum lucrează în viețile oamenilor. Dumnezeu ascultă de noi și ascultă rugăciunile noastre numai când noi ascultăm de Dumnezeu. Și foarte important este să știm că Dumnezeu îi mustră pe cei care se îndepărtează de El. Și așa a fost și cu noi. Noi ne-am depărtat, dar de fapt niciodată nu l-am cunoscut pe Dumnezeu ca adevărat. În Biserica Catolică nu cred că cineva poate să-L cunoască pe Dumnezeu cu adevărat. Eu, cel puțin eu, nu am auzit niciodată de 19 ani, de când am fost la Sfintele Liturghii, la biserică și așa mai departe, am făcut totul din tradiție. Dar niciodată nu l-am cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat. Și știu că din atunci când un om se naște a doua oară, este cu totul diferit. Atunci când un om îl primește pe Duhul Sfânt, sub nicio formă nu mai poate păcătui. Omul acesta este o ființă nouă când se naște a doua oară, când îl primește pe Duhul Sfânt. Și așa a fost și cu mine. Atunci când m-am născut a doua oară, eu, pentru mine este totul diferit. Văd lucrurile diferit. Reacționez diferit în orice împrejurări. Este totul diferit. Este lumină. Pur și simplu, eu am lăsat cuvântul Domnului să pătrundă în inima mea. Și atunci, pur și simplu, ochii mi s-au deschis, urechile mi s-au destupat și cuvântul Domnului mi-a străpus inima. Și știu că acesta este adevărul. Biblia este adevărul, cuvântul Domnului. Dar foarte important este să studiați singur Biblia. Să studiați Biblia. Vă recomand domnul pastor Vasile Filat, un pastor care explică exact cuvântul Domnului cum este în Biblie și nu erezii care se găsesc la tot pasul. Și, da. Bine. Și, ce vrei să faci în viitor? În viitor eu m-am decis că vreau să urmez pe Domnul Iisus din toată inima mea și vreau să trăiesc după Biblie. Întotdeauna mi-am propus, am început deja multe cursuri, eu îmi doresc să studiez Biblia, am început deja multe cursuri online, am început să studiez și asta simt că asta trebuie să fac, să-L urmez pe Domnul Iisus în orice împrejurare, în orice, întotdeauna, toată viața mea, cât va decide Domnul, vreau să-L urmez pe Domnul Iisus și, da. Domnul să te ajute, Maria. Și întotdeauna vreau să studiez scripturile mai departe. Întotdeauna trebuie să avem o creștere spirituală continuă. Și asta îmi doresc și eu la mine. Și în orice caz, se vede, adică eu simt cunoștința mea, creșterea mea spirituală de acum 3-4 luni în urmă și în prezent. Adică simt că este o creștere spirituală și simt că creșterea asta spirituală nu se va opri aici, ci va crește și mai continuă. Așa să te ajute, Doamne Marie. Marie, crezi tu că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale? Cred. Crezi tu că atunci când ai crezut în El și ți-ai mărturisit credința ta, toate păcatele tale au fost iertate? Da, cred. Crezi că El este Fiul lui Dumnezeu? Cred din toată inima. Și ești gata să-L slujești până la sfârșitul vieții tale, bine? Sunt gata să-L slujesc pe Domnul Iisus până la sfârșitul vieții mele. Și dacă va trebui să mori pentru El? Voi muri. În baza mărturiei tale, Maria, și a mărturiei cuvântului lui Dumnezeu, eu te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Sodul meu, în crederea în Iisus Hristos a început cu mai mult timp în urmă. Eu L-am cunoscut pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, dar în felul meu, în felul lumii, să spun așa, fiind ortodoxă de origine, să spun așa, și cam tot știu de ce să spun când mă refer la ortodoxie, cam toată lumea știe ce înseamnă ortodoxie, de acolo nu te poți alimenta cu
bine cu cuvântul lui Dumnezeu. Trăiești la o anumită plafonare, ce face toată lumea fac și eu și totul e bine și frumos dacă mă duc la Paști, la Crăciun, la biserică și atunci eu am contact cu Dumnezeu dacă fac lucrul ăsta. Și apoi eu provin dintr-o familie care familia mea toți sunt martorii lui Jehova. Și numai eu nu m-am făcut martoră pentru că eu am studiat de două ori cu ei, odată un an, apoi am întrerupt și apoi încă un an am studiat și eu nu m-am regăsit în doctrina lor, pur și simplu. Și ultima dată când am studiat, eu am știut că trebuie să fie mai mult decât ce îmi spun ei, că Dumnezeu nu e ăla care mi le expun ei, că trebuie fi mai mult de atâtea. Și atunci eu mi-am propus pentru mine să caut mai mult, să caut altceva, să caut răspunsuri pe internet referitor la tema respectivă, ca să pot să le aduc argumente că nu e așa cum spun ei. Și am dat căutare pe o anumită temă și mi-a apărut, pentru prima dată l-am văzut pe pastorul Vasile Filiat referitor la tema care o căutam eu atunci. Și am ascultat ca să văd ce am de răspuns la martorii Jehova, să le răspund. Și mi-a plăcut ce am auzit acolo, ce spunea pastorul acolo. Am ascultat încă o dată să fiu eu sigură că așa e. Am notat versetele din Biblie la care se făcea referire și după aceea l-am verificat singură în Biblie, pe internet, să văd dacă el spune bine ce spune. Și am început să le spun martorilor, uite, de fapt este așa, dar cu informațiile care proveneau de la domnul pastor, nu erau informațiile mele, le luam și le transmiteam lor, practic. Eram intermediar și totuși ei n-au vrut să accepte ce le aduc eu, deși erau, wow, uimiți, de unde știu eu lucrurile astea? Și până la urmă am decis să rup orice legătură cu ei, pentru că, iar spun eu, nu îmi găseam nicio creștere spirituală, pe mine nu mă satisfăcea acolo. Eu îl căutam pe Dumnezeu, mie mi-era dor de Dumnezeu pe care nu-l cunoșteam și îmi doream să cunosc. Și am continuat să ascult mesajele video a domnului pastor Filar și am căutat la început temele care pe mine mă interesau. Le-am luat, nu la rând să zic așa, eu am căutat numai ce mă interesa pe mine să-mi satisfac atunci, repede, pe moment, nevoia cunoașterii mele de Dumnezeu. Și după ce am văzut că funcționează și mie îmi dă o satisfacție sufletească lucrul ăsta, atunci pentru prima dată eu am scris i-am trimis un e-mail domnului pastor în care l-am rugat că domnule pastor, eu am toate e-mail-urile, le țin mărturie și acolo e și data când l-am contactat prima dată și eu am spus vă rog că domnule pastor, dacă vreți mă acceptați și pe mine grupul de studiu, am vrut să văd și ce studiază ei acolo. Am fost curioasă și am trimis acel e-mail, dar sinceră să spun, n-am dat, am fost convinsă că domnul pastor are atâtea de făcut și așa de ocupat că n-o să-mi răspundă el mie la e-mail, dar chiar în ziua aia, pe seară, eu am primit răspuns. Și asta pentru mine a fost wow și atunci am fost așa de entuziasmată și m-am dus la fiul meu și i-am spus, Matei, o răspuns, așa, bucuroasă am fost și uimită, eu nu m-am putut aștepta că dumneavoastră o să-mi dați mie un răspuns așa de repede, adică cine sunt eu ca să nu stau la coadă sau așa ceva. Și pentru mine asta a fost. Cred că dacă dumneavoastră nu mi-ați fi răspuns la e-mail atât de repede, poate că creșterea mea spirituală ar fi întârziat. Și bineînțeles că foarte entuziasmată v-am răspuns înapoi atunci și mi-ați trimis codul acela pe Zoom și iată că m-am conectat și la prima lecție. Și știu sigur că deja începuseți 1 Corinteni.
eu n-am fost de la prima lecție. Și atunci eu am văzut că, de fapt, noastră studiați pe Biblie. Și, wow, eu tot timpul am dorit ca cineva să studieze pe Biblie, pentru că Martorii Iehova, ei studiază pe materialele lor auxiliare, pe cărțile lor. Și ăsta a fost un punct foarte pentru mine. Faptul că dumneavoastră sau biserica noastră studiază pe Biblie era exact ce am căutat eu, ce așteptam eu de la o religie anume. Și după aceea, bineînțeles că am continuat să particip la studii, am continuat să ascult mesaje de ale dumneavoastră, dacă dumneavoastră știți că eu n-am trimis niciodată, nici pe Facebook sau pe e-mail, întrebări. Da, cum e cu? Da, ce se întâmplă? Da, nu, pentru că eu îmi veneam întrebările în gând și primul lucru, eu mergeam și căutam pe Moldova Creștină, iacătă, eu îmi găseam acolo toate răspunsurile mele, de aceea pentru mine a fost foarte simplu să nu întreb. Ce întrebau alții se potrivea și la mine și am găsit acolo toate răspunsurile și asta m-a ajutat foarte mult. Deci au fost foarte mulți pași pozitivi, să zic așa, care i-am făcut către lucrul acesta. Și apoi au venit și videoclipul în care l-am văzut pe domnul pastor explicând la alții ce înseamnă naștere din nou, care eu n-au auzisem până atunci niciodată. Și la sfârșit de videoclip, domnul pastor a spus, acum eu vă conduc într-o rugăciune. Și eu am spus, dar și pentru mine vorbește. Și atunci eu repet și am repetat. Și ca să fiu genau, că nu uit vreun cuvânt, atunci eu puneam pe pauză și notam acolo să spun exact cum spune, să nu denature vreun cuvânt de la rugăciune. Și eu am luat-o ca pe o glumă. Și am spus, eu fac cum spune domnul pastor, dar n-are să mi se întâmple mie, de ce mie? Dar așa a fost mai mare uimirea când eu am primit Duhul Sfânt, de la acea neîncredere a mea sau joacă, să spun așa, că am repetat o rugăciune. Și am primit Duhul Sfânt și atunci am văzut ce transformare poate să fie în viața unui om. Și cum toată lumea spune, la primirea Duhului Sfânt, eu am renunțat la păcate și e adevărat că eu am renunțat atunci adică a fost foarte spontan la un păcat care eu mă chinuiam de mulți ani să renunț la el și n-am putut. Și atunci s-a întâmplat așa de pozit pe alta și păcatul ăla după aia nu mai mi s-a ridicat deloc în inimă. Și apoi a mai fost pentru mine foarte hotărător faptul că eu am primit o pace, pace care eu nu știam că există așa, că se poate trăi cu așa ceva și asta pe mine m-a mișcat cel mai tare la nașterea din nou. Ana, da, sunteți fericită? Sunt extrem de fericită. Ce mă bucur de mult. Și credeți că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Sunt convinsă, nu cred, sunt foarte mai convinsă decât propria mea persoană. Nu cel mai perfect om, cum v-a învățat din copilărie și ați auzit totdeauna, nu cel mai perfect om, nu știu cine fi, ci Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu din Dumnezeu adevărat este Domnul Iisus. Este Dumnezeu din Dumnezeu. Și este. Credeți că El a murit pentru păcatele dumneavoastră? Sigur a murit, că altfel eu nu ajungeam acum aici, în apă, la botez. Și ați primit o iertare desăvârșită. Am simțit iertarea păcatelor, da. Eu cred în tot ce-o spus. Și acum sunteți gata să-L urmați toată viața pe El. Absolut toată viața. Mă rog să rămân așa tare în credință tot timpul cum simt acum. Și cu toată puterea, cu tot ce aveți, să-i slujiți Lui până la sfârșitul vieții. Doamne ajută, îmi doresc lucrul ăsta foarte mult. Așa să vă ajute Dumnezeu. După mărturia care ați depus-o și după adevărul din cuvântul lui Dumnezeu, eu vă botez astăzi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. De plin. Așa, acum a fost de plin. Ajută-ne, Doamne, ca noi să fim întotdeauna trei.
și să vedem și totdeauna să vă împartă la cina ta vrednică. Mulți minți și toți. Bestul de bine. Înalță fața peste tine și să-ți dea pacea Ares Iosua. Amin. Îți mulțumesc că ai dat viață, Doamne, l-ai binecuvântat să vină pe acest pământ și îți mulțumesc că l-ai bine. Acum, Doamne, te rog să-l binecuvântezi pe acest copil cu o inimă bună. O inimă bună și ascultătoare să primească toată învățătura. Mulțumesc Domnului pentru pastorul Alex care ne-a oferit încăperea Bisericii Evanghelice și baptisterul ca să putem face botezul. Dar discutând cu dumnealui, am spus că am fost la mormântul lui Wonken, impresionat de mormânt și el mi-a zis, zice, înțeleg că îți place de Wonken. Zic, da, bineînțeles, am scris și o carte în care am scris despre el, istoria noastră. Acum el zice, vreau să te dezamăgesc puțin, dar ce anume? Zice, vreau să-ți spun că baptiștii din țara asta, din Germania, în general cei mai mulți au deviat foarte mult de la ceea ce a predat Wonken, ce a crezut Wonken, ce a predicat Wonken și, zice, inclusiv și școala teologică a ajuns foarte liberală. Zice, un mic număr de baptiști au rămas credincioși și stau credincioși pe învățătura Sfintelor Scripturi. Eu mă rog ca toți noi, toți creștinii, să rămânem credincioși Sfintelor Scripturi, să nu ne lăsăm influențați de niciun fel de învățătură, oricum nu s-ar schimba vremea aceasta. În Germania încă se mai umblă cu mască în transportul public și dacă cumva nu porți mască, atunci ești să plătești amendă de 40 de euro. Tare mult se deosebește de cimitirul în partea noastră a lumii. Iată, vedeți aici pietrele acestea de mormânt, îngrijit, cu flori, frumos. Ia uitați ce frumos, asta e tot. O piatră de mormânt, dar atât de frumos puse florile astea. Altfel, asta cred că este pentru un cuplu. Din moment ce stau ambii aici, cred că este un cuplu. O, nu. Așa e stil, cred că ambii. Uitați, cât de frumoase sunt toate florile acestea și ce frumos decorat totul. Sunt cu totul alt stil. Și tot cimitirul ăsta. Noi am venit la cimitir ca să vedem mormântul lui Wonken. Dar uitați-vă tot cimitirul ăsta cât este de frumos și ce combinație frumoasă de flori la fiecare mormânt. Și o bancă. Banca nu e la fiecare mormânt, dar o bancă ca să poți sta și ați aminti de oamenii care își au mormântul aici. Mă bucur foarte mult că împreună cu soția mea avem bucuria și harul să vizităm astăzi mormântul lui Johann Gerhard Wonken. Dacă dumneavoastră ați citit cartea pe care am scris-o, Istoria Mișcărilor Evanghelice din Basarabia, atunci în carte veți găsi numai decât un paragraf dedicat special acestui om. El este apostolul baptiștilor din Europa. Deci, iată, de aici putem culege ceva informații despre el. Dumnealui s-a născut la 26 ianuarie 1800, nu în Hamburg, s-a născut într-un alt oraș din Germania, dar la vârsta de 14 ani a trebuit să plece din Germania cu un oarecare domn Andersen. Wonken nu l-avea pe tatăl său, tatăl său a fost fugar, a trebuit să fugă după războaiele cu Napoleon și când a plecat din țară, i s-a cumpărat o Biblie. Domnul cel care l-a luat a cumpărat o Biblie în limba germană, a început să o citească, a mers în Anglia, în Scoția. Foarte interesant că acolo nu s-a intersectat nicăieri cu baptiști, dar în anul 23 s-a întors înapoi aici, în Hamburg,
Și iată aici, dumnealui deodată, cum a venit, a început să predice Evanghelia. O vreme a lucrat pentru societatea biblică din Edinburgh, în parte, sau scoțiană, a distribuit 2 milioane de Biblii. Omul ăsta își sacrifica cina, uneori putea să nu mănânce cina și pe banii pe care și-ar fi cumpărat cina, el mergea și cumpăra tractate și mergea pe stradă ca să predice, să ducă Evanghelia, să o spună la toți oamenii. Apoi omul acesta, citind Biblia, a ajuns la concluzia că botezul pruncilor nu-i bine ceva cu bărbat, nu-i bun, nu-i biblic ăsta și trebuie fiecare om să se boteze prin credința lui. Și iată, în anul 1834 s-a botezat și în 1834 scrie aici că el a plantat prima biserică baptistă de aici, din Germania și din toată Europa. După care a mai fost plantat o biserică în Berlin și apoi omul acesta a făcut foarte multă misiune în toată Europa. Și misiunea lui s-a extins până în România, s-a extins până în Basarabia. El personal nu a fost în Basarabia, a fost în Rusia de câteva ori și a trecut prin Odessa, s-a dus la Tulcea și oamenii din biserica pe care a organizat-o acolo ca și biserică baptistă la Tulcea, de acolo oamenii au venit, misionari, primii misionari au venit în satul Cișmele și au plantat prima biserică baptistă din Basarabia. Apoi Vasile Pavlov, cel care, despre care este scris aici, acesta este Vasile Pavlov. Vasile Pavlov a învățat în școala lui Onken. Acesta este Onken. Deci Vasile Pavlov a învățat în școala lui Onken și Vasile Pavlov este cel care a venit la Chișinău și a ajutat la plantarea, organizarea primii biserici baptiste de la Chișinău, apoi din Bender, din Tiraspol. De asemenea, el a ajutat la bisericile acestea. Deci Onken a avut un rol deosebit de mare. A fost un misionar excepțional. După calculele istoricilor, celor care i-au cercetat biografia și care știu istoria, se crede că omul acesta a avut impact cam aproximativ la 20 de milioane de oameni prin Evanghelie, pentru că a fost un om deosebit de dedicat. Fără 24 de zile, nu a împlinit 84 de ani. A murit la vârsta de 83 de ani și aproape 84 de ani, dar a trăit o viață rodnică, frumoasă. Iată, pe mormântul dumnealui este scris o credință, un domn, o credință și un botez. Nu știu, sunt curios dacă a mai fost vreodată aici un basarabean sau un român. Presupun că românii au fost, au ajuns la mormântul acesta. Aici e un cimitir foarte frumos, nu departe, la o stație de la aeroportul din Hamburg. Și iată, așa arată cimitirul. Credeam că greu voi găsi mormântul, slavă Domnului, Dumnezeu ne-a ajutat. Repede am găsit și monumentul acesta de la mormânt și Dumnezeu să ne binecuvânteze, să-i urmăm pilda frumoasă de dedicare, un om deosebit de dedicat. Alt lucru, el este primul care a pornit școlile duminicale în Germania și în Europa. Se pare că el este primul care a pornit și a dezvoltat foarte mult și școala duminicală. Deci a fost un om deosebit, un vizionar mare, un strateg. Și omul ăsta a spus, el a lăsat o deviză zicând fiecare baptist să fie un misionar. Și frumos este că am ajuns la mormântul acestui om și-l vizitez tocmai în ziua când vom boteza oamenii aici și vom planta biserica baptistă română de aici, din orașul Hamburg. Vreau să înțeleg care este legătura între Sfântul Pavel și toate chestia asta. Magazin aici în Hamburg, se vinde, dar care este, așa se numește firma Sfântul Pavel și unei astfel de imagini? Taximetristul care ne-a dus la aeroport ne-a impresionat foarte mult cu cunoștințele lui de istorie. Ne-a vorbit ca un profesor în istorie și când l-am întrebat de unde știe așa multă istorie, zice, păi, eu sunt taximetrist. Adică de la un taximetrist în Hamburg, așa se așteaptă ca să știe de bine istoria. Câteva lucruri interesante care mi-a spus, că Hamburgul este faimos prin portul care îl are orașul acesta, dar Hamburgul totdeauna în Evul Mediu a fost oraș liber. Deci el nu a plătit taxe nimănui, a fost oraș liber și doar după războaiele cu Napoleon cumva i-a fost afectat statutul acesta. În timpul lui Hitler, 4 orașe au fost unite împreună în ceea ce se numește acum Hamburg. Dar
Deci zice la primăria orașului ăsta, clădirea centrală, administrația orașului, acolo primarul, el stătea la etajul de sus și oricine, nu contează cine nu venea, dar aici veneau mulți împărați, regi, cei care au venit, ei trebuiau să se ridice pe scări. Niciodată primarul nu s-a coborât jos la ei pe scări, el s-a urcat sus tocmai ca să le arate că ei sunt egali, liberi și nu se supune nimănui. Inclusiv zice când regina Elizabeta II a vizitat orașul, ea de asemenea s-a ridicat pe scări până sus. Dar un lucru interesant, că atunci când au construit gara feroviară de la tren, trebuia să urci pe scări sus ca să intri în gară. Și și-au dat seama că nu-i potrivit pentru împărați când vor veni în orașul lor ca să se urce pe scări și acolo la gară. Și atunci au făcut o altă gară, o altă linie, nu știu cum, pentru tren, pentru împărați. Când vor veni, coboară din tren și ei trebuie să se coboare în jos. Eu cred că în felul ăsta ei au făcut cumva să dreagă simțămintele împăraților, a regilor, celor care vor veni, ca măcar la gară ei să se simtă că au coborât și apoi după aceea s-au urcat și să nu se simtă cumva umiliți de două ori la venirea lor în oraș. Când i-am spus taximetristului despre Domnul Iisus, despre nașterea din nou, numai decât i-am zis și despre motivul pentru care am venit, am fost să vizităm mormântul lui Oinken, și când i-am spus că Oinken la venirea lui în orașul ăsta n-a fost bine primit, a avut persecuții, el mi-a explicat de ce. A zis că în orașul acesta, ei când s-a început reformația după Luther, ei toți au trecut de la catolicism la credința luterană și mai mult, zice, aici catolicii au avut o clădire, ultima clădire a catolicii după războaiele lui Napoleon, nu, în timpul războaielor lui Napoleon, nu știu cum, atunci în 1806, zice, au dărâmat clădirea, ultima clădire a bisericii catolice. Și astfel în orașul ăsta n-au fost tolerate nicio altă credință. Unica care mai era tolerată era biserica anglicană și asta din motive de comerț, că făceau comerț cu Anglia mult. Dar, iată, Oinken foarte înțelept a fost. La început era persecutat, nu putea să facă întâlnirile, evanghelizare oprit, dar când s-a întâmplat în anul 1842 un mare incendiu în orașul acesta, Hamburg, Oinken a mers la administrația orașului și a oferit clădirea bisericii pentru oamenii care și-au pierdut casele. Ei au venit, acolo au locuit, i-au găzduit, s-au îngrijit de ei și numai decât le-au spus Evanghelia. Apoi tot acolo au găzduit oamenii care au venit din diferite părți ale Europei și le-au spus Evanghelia la toți oamenii aceștia, au studiat Biblia cu ei și mulți din oraș s-au pocăit, dar și mulți dintre lucrătorii care au venit s-au pocăit și când s-au întors în țările lor, ei au plantat biserici baptiste în țările lor. Tare mult ne-am bucurat să fim împreună cu acești oameni minunați care au crezut în Domnul Iisus Hristos, s-au botezat în timp foarte frumos. Năstica, impresie. Am stat două zile pline numai, dar așa aveam impresia că am stat o viață aici, așa că îi cunoaștem de o viață, dar chiar mă gândeam care e diferența între comunicarea pe Zoom, online și pe viu. Exact. Da, și foarte impresionat de bucuria pe care au avut-o surorile și fratele nostru pentru că au cunoscut pe Dumnezeu, dar și că au reușit, au putut să intre în legământ cu Domnul Iisus, cu fiul ei și au legalizat relația cu Dumnezeu, da. Ne rugăm acum ca Domnul să-i binecuvânteze, ca tot ceea ce am discutat, să planificat, să Domnul să-i ajute să realizeze, fiindcă sunt foarte plini de râvnă și ne rugăm ca râvna care o acum să nu scadă, dar chiar să crească și să crească și ei cunoașterea lui Hristos și Dumnezeu să-i folosească puterea aici, în locul în care i-a pus. Da, seara am vorbit un plan, cum fiecare va face evanghelizare, va mărturisi despre Domnul Iisus la locul lui, apoi se vor organiza.
organiza aici, se vor întâlni fiecare duminică, vor face serviciu de vin. Sora Mariana va merge acolo, va forma și ea un grup de studiu biblic. Iarna vor începe să studieze, surorile toate vor începe să studieze la Institutul Biblic, în sesiunea care va fi de pe data de 2 până pe 12 ianuarie, vor intra în grupul nou, care va fi acum, vor învăța prima sesiune evangelizare și ucenicii. Posibil că vor face online, dar dacă vor putea, vor veni acolo la Chișinău. Iar Alin vine la școala de misiune. Deja acum a început activ să facă tot ce trebuie, să-și se pregătească, să adună resursele necesare și vine la facultatea de taekwondo, la școala de misiune din vară. Noi, de asemenea, vom veni să vizităm aici biserica. Vrem să în fiecare lună să facem o vizită ori când vom putea noi, când nu se vină un slujitor de la Biserica Bunăvestirea și așa să ajutăm la creșterea acestei biserici. Rugați-vă împreună cu noi pentru ei!